Hello! Ne îndreptăm spre Flavia. Flavia fiind cel mai mare târg de vechituri din vestul României, cred. Cel puțin din Timișoara este cel mai mare. Suntem curioși să vedem dacă în decembrie se întâmplă ceva acolo. În mare parte au haine second hand, mobilă, tot felul de lucruri. Și acum o să descoperim împreună. Astăzi e sâmbătă, intrarea este gratuită. Duminică se plătește intrarea 5 lei, dar din surse, din sursele vânzătorilor, duminică ar fi marfă mai bună, cică. Urmează să aflăm. Eu nu cred că vă puteți imagina ce este acolo. Și cele mai amuzante sunt replicile vânzătorilor. Au un marketing foarte puternic și știu unele dintre replici care se repetă de ani de zile, cum ar fi Haideți la Suleiman Magnificul sau Mall în aer liber. Piața Flavia sau, cum ar spune actualul primar al Timișoarei Nicolae Robu, lumea a treia a Timișoarei. Este locul în care încă se fac grătare și se ascultă manele. Mâncarea însă este testată de către noi în duminicile și sâmbetele pe care le petreceam în piață și pentru a ne da un boost de energie pentru a căuta mai departe. Lucrurile pe care le puteți vedea și în acest video, care va fi foarte scurt, având în vedere că am ajuns când se spărțea târgu la 1:30 și având în vedere și că a fost decembrie, eu zic că am făcut o afacere foarte bună, cumpărând multe lucruri de data asta. Sunt haine second hand, de multe ori de firmă foarte bună, probabil vânzătorii fiind foarte modești în ceea ce privește marfa lor. De asemenea, se pot cumpăra dulciurile din străinătate, globuri de Crăciun, foarte multe lucruri pentru casă, mobilă, decorațiuni și așa mai departe. Puteți găsi haine noi sau haine second hand care sunt la ofertă mult mai bună. De asemenea, se găsesc machiaje, articole de îngrijire, de la cele noi până la cele expirate. Ce mai este interesant în Flavia? Sunt foarte interesante replicile de marketing a vânzătorilor. De data asta am auzit multe oferte de la reduceri și lichidare de marfă la 2 sau 3 lei cu pulovere foarte bine îngrijite. Țin minte momentele în care am venit în România și auzeam replicile precum Haideți la tricoaie sau Haideți mamelor, fetițelor, fetelor. Sfatul meu este să vă lăsați mașina acasă și să folosiți mijlocul de transport pentru a ajunge în piața Flavia, care se află în sudul Timișoarei, având în vedere că parcările sunt foarte rare, iar cererea este foarte mare. Vom face și un vlog de vară din piața Flavia, când va fi mult mai multă lume și mult, mult mai multă mare. That's more.